Muzeul de artă din satul Mare găzduiește începând de astăzi picturile artistei Semak Juja. Tânăra care predă pictura la Palatul Copiilor din municipiu și-a expus mai întâi lucrările în capitala Ungariei în toamna anului trecut, iar de astăzi picturile pot fi contemplate în orașul natal al artistei. În noiembrie am avut la Budapesta și aceste picturi le-am adus acasă, de acolo. Acolo au fost expuse prima dată și acum armează orașul meu natal, satul Mare. În jur de 17 lucrări cred că sunt expuse în aceste două sale ale Muzeului de Artă, unde am avut prima mea personală cu câțiva ani. Tema lucrărilor, eu așa le-am numit femeia. Foarte multă lume, mulți dintre cei care mă cunosc, zic că de fapt eu sunt pe toate picturile, dar asta normal că fiecare artist poate să-și pună despre el, că întotdeauna în picturi se reflectă artistul el însuși, orice ar picta peisaj, portret, orice altceva abstract. Expoziția este deschisă publicului până la finele acestei luni, iar picturile pot fi cumpărate de către iubitorii de artă vizuală.